Povestea aceasta este de fapt despre o pălărie verde și neobișnuită, care n-a fost purtată niciodată de cineva, pentru că pălăria despre care vorbim este cu totul diferită de pălările obișnuite. Eventual o cârtiță s-ar putea încumeta să-i se pună de desubt și să-și scoată capul spunând Bună ziua! Salut pălăria din pălărie!" Dar cârtița nu e așa de proastă încât să-și bage nasul unde nu e locul. Știe ea că în pălăria asta sunt o grămadă de locuințe. Camere mici, camere mari, culoare, pivniță și cel puțin 999 de locuitori. De s-ar încumeta totuși să se aventureze înăuntru, 999 de războinici arată ca o imediat, căci nu ia bună să deranjezi națiunea furnicilor. Probabil ți-ai dat seama până acum că pălăria asta verde nu este altceva decât un imens mușuroi de furnici. De ce verde? Pentru că e nepădit de cimbrișor. Într-o zi, lucruri stranii s-au întâmplat în această pălărie. Furnicile și-au ieșit parcă din minți. A alergau de colo-colo, se loveau unele de celelalte, neavând grijă să se dea la o parte. Vecina lor, șoricioaica, a fost tare mirată să vadă așa ceva. Ce s-a fi întâmplat, oare? Furnicilor nu le stă în obicei să intre așa unele în celelalte. Sunt așa de liniștite. Când se uită mai bine, șoricioaica a văzut o ciupercă îngânfată în mijlocul mușuroiului. A, uite de ce! O ciupercă otrăvitoare! Asta le-a zăpăcit! Într-adevăr, ciuperca otrăvitoare tulburase viața liniștită a furnicilor. Dar nu se poate ca o nație așa de cum se cade cum e cea furnicilor să pățească așa ceva, să-și piardă toate mințile, și-a spus șoricioaica hotărându-se să le ajute. A început să sape un tunel până sub ciupercă, iar aceasta, din urmă, pierzând legătura cu solul, hop, s-a întors cu susul în jos, căzând din mușuroi. Locul său a rămas gol de parcă niciodată n-ar fi existat. Toate bune și frumoase, numai că după ce a atinsese ciuperca o trebitoare, a simțit o mâncărime pe nas. Mirosul ciudat o urmărea neîncetat. Las că-ți vin eu de hac!" a zis șoricioica, pipăindu-și năsucul a preparat un ceai de mușețel și și-a pus comprese. Așa că, dacă vezi cumva un șoricel cu o compresă pe nas, să știi că e unul dintre acei viteji care s-au luptat cu ciupercile otrăvitoare.